făcut la Vârla, dar are o echipă și avea o echipă renumită, Rulmentul. Știu că acum sunt este echipa de juniori acolo, se antrenează băieții și au înțeleg toate condițiile bune pentru a face performanță. Să sperăm că într-un viitor cât se poate de apropiat vom avea campioni și la rugby și la gimnastică. Îmi pare rău că poate fotbalul nu mai este la nivelul la care era echipa FEPA 74, era o echipă de renume la noi în oraș și cred că suntem un oraș cu oameni talentați pentru tot ceea ce înseamnă sport. În 2017 vom organiza un campionat european de gimnastică. Mulți ziceau de promovarea acestui campionat, pornind de la ce se întâmplă la rugby, tu și celelalte campioane mari din gimnastică. Credeți că v-ați putea implica într-o promovare la noi a competiției ceva asemănător? Sunt convinsă că fiecare dintre noi vom pune umărul astfel încât să avem campionatul european aici în România așa cum trebuie. L-așteptam de multă vreme, România are foarte multe campioane la gimnastică și cred că meritam să organizăm măcar un campionat european, dacă nu unul mondial sau o competiție mai importantă. Nici nu cred că va trebui să strigăm foarte mult în stânga și în dreapta, pentru că fiecare dintre noi ne vom dori să punem umărul astfel încât tot aportul nostru să fie suficient, astfel încât competiția să iasă foarte bine și cei care vor veni și vor concura la campionatul european din România, de la București, să se simtă excelent aici. Mulțumesc frumos!